la radio cu Andreea Esca la Europa FM. Bună ziua și bine v-am regăsit la radio. Pentru cei care nu sunt în mașină la această oră sau nu au în preajma un aparat de radio, trebuie să știți că ne puteți și vedea pe site-ul europafm.ro sau pe andreaesca.com. Invitata mea de astăzi este o colegă de braslă, care tocmai a lansat o carte foarte bine scrisă, sfâșietoare pentru mine și cu siguranță motivațională pentru foarte multă lume. Despre cine este vorba, aflați imediat. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, în tranziție directă de aici, din centrul de presă al summitului NATO de la Varșovia. O fată din provincie care vine la București încercând să se țină bine pe tocuri. N-a reușit nici până la 40 de ani să se țină bine pe tocuri. Terapia mea, lupta mea cu fricile, cu atacurile de panică, s-a dus cu ajutorul fantastic și de necontestat al unui psihoterapeut și a unui preot. After having lunch together at the Palace of Cotroceni, President Nicolas Sarkozy and Romanian President Traian Băsescu signed a strategic partnership between their countries. Unii au crezut că nu mai sunt în stare să fac meseria asta. Am auzit în urma mea. E, a, nu, nu, mai duce, nu mai poate, asta -i. Concluziile pe care îmi doresc foarte mult să vi le prezint, vi le prezint în calitate de pacienta Sanda Nicola, jurnalistul Sanda Nicola și sociologul Sanda Nicola, pentru că asta este noua mea carieră, asta este profesia pe care am îmbrățișat-o după cancerul de coluterin. Jurnalista Sanda Nicola este așadar, ce alături de care vom povesti astăzi în următoarea oră și jumătate. Bună, Sanda, și bine venit! Bine te-am găsit! Mulțumesc tare mult de invitație! Sunt foarte surprinsă! Vreau să zic că anumite fragmente, habar nu am în ce context am Nu mai știi, nu mai unde am spus lucrurile Nu mai știi când ai spus atât de multe lucruri! <laughs> Te-ai gândit vreodată, nu știu, în copilărie sau în adolescență, că o să scrii o carte despre da, viața ta? Da. Dar cred că am da. început de mai multe ori să scriu o carte. Despre ce să scrii, Îmi de când mică? Da, da, da. E, știu că imediat după Revoluție am scris o poezie despre martirii Revoluției și am trimis-o la ziarul local, la Cuvântul Liber, și a fost publicată. Dar și când era în liceu, nu? În școală scrieai. Da, scriam. Adică la, ai cochetat la, întotdeauna. Nu, la nu, noduri și semne, dar era revista liceului nostru, Colegiul uh -huh. Național Decebal din Deva. Am fost chiar redactor șef o vreme acolo. Da, da, da. da. Deci, mm. vezi, și tu ai fost coerentă, că vorbim despre coerență mai devreme. Noi am încercat să-ți facem așa o scurtă prezentare, dar urmează rubrica Autobiografia în 20 de secunde. Așa încât, atunci când ai să auzi cronometrul, o să încep să spui tu ce vrei să spui despre tine în 20 de secunde, da? Okay. Hai. Autobiografia în 20 de secunde. Sunt Sanda din Deva, am 40 de ani. Primii 20 i-am trăit acolo la Deva, următorii 20. În București și Aiurea. Cred că toate astea se regăsesc foarte mult în, în, în tot ceea ce fac și în tot ceea ce sunt. Sunt mama lui Agnes și soția lui Liviu și mi-e tare bine așa. Perfect, uite, te-ai și încadrat. Până să ajungem la momentul în care te-ai hotărât să scrii această carte, o să o luăm de la capăt toate poveștile noastre încep din copilărie, așa că o să mergem la Deva, nu? Mm. Pentru că la Deva te-ai născut tu. Și să-mi spui dacă... Ți-a povestit cineva vreodată despre ziua în care ai venit pe lume? Mi s-au povestit câteva aspecte care nu știu dacă ar trebui redate acum în acest context. Ce știu sigur este că n-a fost o bucurie foarte mare în familie. Asta știu sigur din, din copilărie. Din poveștile bunicii, surorii mele, n-a fost un eveniment așa foarte așteptat. Eram deja al treilea copil, posibilitățile financiare erau... Foarte Reduse. modeste, mm -hmm. și e, nu m-a preocupat extrem de mult de ce n-a fost primită vestea că mama mai a cu așa mare bucurie. Am luat-o ca atare, dar cre mulți. Dar crezi că în timp te-ai gândit la asta cumva? Da, în timp am gândit. În timp puneam niște piese de puzzle cap la cap și începeam să, să intuiesc că ceva nu e în regulă cu felul în care am venit pe lume. Și mă rog, o să aflăm mai multe detalii pe parcursul Faptul discuției Faptul că noi. tatăl meu nu ține minte uh -huh. ziua în care m-am născut, asta cred că m-a intrigat până târziu. cred că aveam dar deja... Dar cum ți-ai dat seama că nu ține minte? Pentru aminte? că mă suna ziua mea este pe 6 februarie și mă suna pe 7, pe 8 februarie, s-a întâmplat să mă sune chiar și pe 6 martie. Adică, și când zicem... Când zicem Tatăl Era tău, vorbim despre tatăl pe care îl știam eu. Despre tatăl, tatăl pe care îl știai da. tu, pentru că pe parcursul discuției o să înțeleagă ascultătorii noștri că, mă rog, povestea e mult mai complicată. Dar și când erai mică, adică părinții au divorțat destul de devreme, Am da, da? 5 ani când tata a plecat. Am înțeles, și deci după 5 ani când te suna, nu se nimerea întotdeauna. Da, Mă rog, când am crescut mai mare ai... și am aveam, cultivam o relație directă, neintermediată uh -huh. de nimeni. Uh, deja eram în București, deja aveam 20 de ani și tata niciodată nu suna pe 6 februarie și treaba să devenea deosebit de intrigantă. Măi, dar cum se poate să nu țină minte? Și Îmi îl clar... întrebai atunci? Nu. A, nu îl întrebai? Nu. De la un moment dat, ca să mă cruțe de tot acest chin și de aceste întrebări, sora mea și-a făcut un obicei ca în dimineața zilei mele să-l sune. Să sune. Ai grijă, azi zis. Am uh, înțeles. Cred că era un blocaj mental undeva. Uh -huh. Cred sincer că își dorea să nu țină minte. Hai ca să nu. Nu știu, mă gândesc că aș fi vorbit mai târziu despre asta, dar acum dacă am ajuns la poveste, nu putem să trecem așa și să-i lăsăm pe oameni lămuriți. De fapt, Sanda a aflat foarte târziu, pe la 33 de ani, de fapt, da. că acest om alături de care tu te-ai născut în casă mm -hmm. nu era de fapt atât tău. Exact. În urma unui test de paternitate făcut la un laborator de. Genetică, dar de ce ai făcut Ce ți-a venit să faci un test de paternitate? A fost, a fost propunerea lui. să Cred că era teamă că va muri uh -huh. și a simțit că trebuie să să-mi spună asta. Dar el vrea să facă testul pentru că nu era nici el sigur. Nu, nu, nu. Sau el făcea această dezvăluire în acest fel temându-se probabil că îi se va întâmpla ceva grav și ar vrea să nu plece din această lume fără să știu. Da, dar putea foarte bine doar să-ți spună, uite, nu, de fapt, s-a nu e meu Am vrut să verificăm, adică și a. eu aveam nevoie de această confirmare, adică era, era necesar să limpezim cumva apele pentru că am tânjit foarte mult după el o vreme, m-am resemnat întru câtva că nu suntem suficient de apropiați, n-am înțeles niciodată de ce, uh -huh. um, iar acum treaba asta ar fi lămurit lucrurile. Mm -hmm. adică și lucrurile chiar așa s-au desfășurat cum am anticipat, s-a stins un conflict s-a stins un conflict, m-am liniștit am înțeles deci poate că, că ar fi fost înțeles. mai bine să-ți fi spus mult mai devreme sunt absolut convinsă de că asta că nu, nu mai pot să mai... nu știu, nu știu nu, nu ți-a zis, deci, nu știu, de... că i-a fost teamă că nu că știu cum era ușine, lumea exact, atunci exact, comentau exact. și... orașul foarte mic, toată lumea știa pe toată lumea Um, Dar el n-avea niciun dubiu, tu asta zici -a, Nu -a știa decizie. precizie clar. Uh -huh. știa Doar precizie. că a acceptat o vreme nu Știa inclusiv cine este tatăl biologic uh -huh. Și pe tatăl biologic Tot atunci l-ai contactat când ai aflat că Nu, nu l-am contactat, care... nu, nu contactat. contactat eu Nu l-am contactat eu Dar ai întrebat-o o... pe mama ta da, ai spus, A fost o... O recomandare, o rugăminte către mama, dacă s-ar putea, indiferent de ce înțelegeri au avut ei la mm -hmm. momentul respectiv, să anunțe că de acum și știi. știi. Și acum, în ce fel vor evolua lucrurile, asta depinde exclusiv de noi. Mm -hmm. Dar să facă acest pas. Și el a făcut? Ea, da, a făcut. Înțeleg că a luat legătura cu sora lui, mm -hmm. în această mătușă. Mm -hmm. Mai întâi m-a contactat ea și apoi, și apoi m-a contactat. Chiar el? Da, chiar el. Și cum te-a sunat? Sau? Da, a doua zi după ziua mea. Da, to toată lumea e o zi după ziua ta, nu știu cum se face. Am a sunat pe șapte. De. Ca să ți spună că el știe că ieri a fost ziua ta. Nu, nu, nu. nu cred Pur și că simplu -a zis a fost o asta. coincidență. nu. Habar n-am dacă a fost o coincidență sau uh -huh. nu, sau a fost doar o altă ironie a sorții da, mele. Da. Habar n-am. Cert este că ne amuzăm când povestim despre asta. Um, și te-a sunat pe un 7 și februarie? a sunat pe un șapte februarie a și mai întâi s-a foarte mult, și cumva din bălbuia aia. Am avut, așa o, intuiția mi a spus că este el. Uh -huh. A depășit foarte repede momentul ăsta de timiditate, timiditate sau mă rog, de Probabil că era foarte complicat cum să se recomande, și a urmat o discuție pe care eu o redau în linii mari uh -huh, în, în cartea mea. Uh -huh. Dar Aș pe... vrea să mai dau spoiler. Exact, să nu dăm <laughs> spoiler ca să citească acea <laughs> carte. Dar pentru tine a fost șocant sau te așteptai cumva că o să te sune? Mă așteptam că o să mă sune. Nu aveam niciun fel de orizont de așteptare despre ce am putea vorbi. Dar știi că o să te sune? Da, adică mă sperai că... că o să te sune, de fapt? Măi, nu știu. Sincer, uh -huh. uh, eu n-am apucat să dezvolt vreo așteptare vis-a-vis -vis de această persoană. Uh -huh. Eu abia îmi, îmi încheiam socotelile cu tatăl pe care îl știam eu și mi se limpezeau niște lucruri uh, mi s-a părut foarte dură și discuția pe care ai avut-o cu mama ta legat de acest mister dezvăluit. Nu să spunem la fel foarte multe lucruri pentru că vreau să-i las pe oameni să citească, în amănunt cartea. Dar ce ai simțit în momentul ăla? Adică te-a deranjat foarte tare că te-a mințit? Te-ai gândit că poate avea un motiv să te protejeze nespunându-ți? În secunda aia la ce te-ai gândit? Nici o clipă... Nu, i găsit nu, am o scuză. Pus, nu am pus în discuție felul în care am venit pe lume și cine este tatăl meu biologic. Asta era secundar. Dar, într-adevăr, mă durea faptul că, că nu mi-a spus mai devreme, uh -huh. uh, cu atât mai mult cu cât de-a lungul vieții eu o întrebasem de câteva ori. Auzisem niște discuții chiar în copilărie, în curtea uh -huh. bunicilor din partea tatălui. Am auzit o discuție, uh -huh. lumea care vorbea în familie diverse lucruri. Și eu am confruntat-o pe tema asta. Adică poate dacă n-aș fi întrebat niciodată, Evizis ar fi că fost rămas mai, așa. mai simplu, dar am, am confruntat-o pe tema asta de și mai multe ori în fiecare dată. Spune fără să a lipească, fost, că nu, nu. Aș vrea să pot să spun că este un altul mai bun și mai frumos, dar nu, chiar el este tatăl tău. Mm -hmm. Bine, situația. Mama era... fiind o tipă foarte convingătoare. Da, da. Foarte <laughs> convingătoare. De to totul mi se pare că totul este atât de complicat în ce s-a întâmplat acolo și fratele tău, nu, care este și el era înfiat de bunica voastră de Câte ce? Pe fratele meu l-a avut la 19 ani, Mama foarte ta. tânăr, uh -huh. da, s-a despărțit de 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 tatăl lui și a fost o decizie luată Poate tot așa de gura lumii, să nu zică lumea, nu știu, că ai un copil la 19 ani, s-a gândit să-l înfieze bunica? E foarte sau... complicat și asta e o discuție în care aș prefera să nu intru și uh -huh. nu intru nici în carte. Menționez, că nu a fost în... menționez aspectul doar în măsura în care ajută cititorul să înțeleagă uh -huh. povestea și să înțeleagă cam care sunt umbrele trecutului cu care m-am luptat. Uh -huh. Și evit să vorbesc despre ce a făcut mama, da. prefer să vorbesc uh -huh. despre ce am făcut eu cu datele problemei care am uh -huh. plecat de acasă. Dar tu știai că el e fratele vostru, da? Da, da știam. Asta, adică... asta știa toată lumea. Doar uh -huh. că în acte ne uh -huh. chema altfel și el locuia în casa bunicilor, iar sormea și cu mine locuiam cu mama uh -huh. la o distanță de 200 de metri, uh -huh. ei la casă, noi la bloc. Uh -huh. uh, sigur. Din păcate, și zic din păcate pentru că eu cred că e aspectul care cumva ne-a străinat un pic pe noi de el, pe el de noi, este că el a crescut după alte reguli. Normal, crescând într-o altă exact. casă. Exact. Cu bunicii, care bunicii, oricât ar fi de grozavi, la un moment dat au alte rigori, um, trăiau un pic mai bine din punct de vedere financiar decât noi, uh -huh. aveau un soi de bunăstare, aveau haine mai frumoase, dar noi aveam un tip de libertate uh, pe care ne oferea programul de muncă al maicămii, știi? ia lucra de ce în ture. Bunicii, bunicii, o duceau mai bine decât voi, Era un pic mai da? organizați. Ah, uh -huh, uh -huh. se Se cea din altfel. munca câmpului. Uh -huh. Adică era un pic altfel. De ce l-a fost crescut cumva mai sever, să zic de bunici? Mai, mult mai strict. Ah, și m aș fi așteptat mult să fi fost strict. mai răsfățat, că bunicii de obicei răsfață copiii, din nu? acest punct de vedere. Uh -huh. Mai bine îmbrăcat mașină când a împlinit 18 ani, uh -huh. dar, din alte puncte de vedere, noi aveam mult mai multă libertate, pentru că nu se putea altfel. Mama lucra 2-3-9 săptămână, era în tură de noapte. Așa că era, era complicat azi... să impui niște reguli, eram cam de capul nostru. Și ce făceați voi de capul vostru? Aveați și voi o gașcă la bloc? Erau copii mulți da, în cartier da, de acolo? Da, foarte mulți. Da? Da. Și vă jucați mult pe afară? Foarte mult. Foarte mult pe afară. Uite așa, când din mai, deja eram la strand până Doamna, uh -huh. târziu. Uh, dimineața, când ne trezeam în vacanța de vară, era acel ritual în care sormea mea îmi în, uh, într-o plasă sticlele și borcanele care uh -huh. puteau fi vândute, și mă trimitea să le vând ca să vin cu banii de strand. Uh -huh. Și, și de banii mergeți mergeați la distracție. Veneam cu banii de strand, în care i-aș plătea bilet, eu nu-mi plăteam bilet pentru că eu intram cu o gașcă de copii mai mici printr-o spărtură, prin gardul de la strand <laughs> și mai economiseam banii ăia de exact. suc. Da? Și um, ce vă mai jucați? Ce, ce era la modă pe vremea aia um, în fața blocului? Trațele și vânătorii uh -huh. ascunsa. deci noi aveam niște invenții niște jocuri foarte violente. Am, am crescut într-un mediu foarte violent, <laughs> în primul rând, berba, verbal, dar uneori și fizic. Um, eram destul de agresiv, ne băteam foarte mult. Uh -huh. Ne băteam foarte, foarte mult. Jucam fotbal, strigam foarte mult. Uh -huh. um, dar așa dacă ar fi, nu știu, prima ta amintire cu ai tăi acasă tu mică, o ai? Îți dai seama care e prima ta imagine, nu știu, pe care îți vine în minte când te gândești la tine, mică? Este. Probabil că e un accident pe care l-am avut la trei ani și jumătate. Este un episod uh, relatat, cred, până în zilele noastre, acolo, în cartier, ca fiind cea mai grozavă întâmplare la care au asistat Dar colegii. Dar care, pentru tine n-a fost chiar cea mai amuzantă. Uh, da, uh -huh. eram afară și uh, mă dădeam în leagă, noi spunem uh. pe hintă, deci da, mă pe dădeam hintă. pe hintă. Două fete mai mari mă dădeau. Uh, eu, probabil, spuneam că vreau mai tare, habar n-am exact cum am ajuns de... te peste cap? Atât de tare încât uh, m-am desprins și m-am proiectat <gasps> în bloc cu fața. Wow. De bloc și am căzut pe ciment. Și, și secvența următoare este că sunt toți copiii îngroziți în jurul meu și o văd pe sora mea care încearcă să-și facă loc să mă adune de pe jos. Am avut fractură craniană, cel puțin jumătate de față zdrobită, nasul rupt, bărbia spartă, curgea sânge din tot capul, dar atenție, n-am avut nicio mână ruptă, n-am avut niciun deget Doamne. rupt, nu mi-am rupt niciun picior, doar capul. A fost făcut sender. Um, și e foarte interesant cum eu mi-amintesc foarte multe detalii deși eram foarte mică, să știi că am discutat inclusiv în terapie despre asta dacă nu cumva mintea mea pune de la ea uh -huh. pentru că eu țin minte că au ieșit afară tata în șosete și mama în capot și mă întreb de ce aș fi reținut aceste amănunte terapeuta îmi spune că e posibil ca de la înălțimea mea asta să fi văzut, copil uh -huh. mic întins pe jos, asta să fi văzut, șosetele tatălui și capotul mamei și de aici încolo mi amintesc că, foarte multe lucruri din spital. Și e ciudat pentru că toată treaba asta extrem de violentă și de dură pe care, cum spuneam, vecinii o povestesc în continuare îngroziți. Cineva a fost atât de supărat pe ce pățisem încât a tăiat cu bonfire-ul acea că nu mai există. Am fost în cartier acum câțiva ani cu soțul meu să-i arăt unde am copilărit și am văzut în pământ cioturile, știi? Și chiar mi-au dat lacrimi de că mi-am că e un gen vecinul meu de vis a a tăiat cu bonfire Tu îți dai seama cum sunt părinții de acum care sunt atenți la toate, nu știu, cele mai mici amănunte în parcă, nu știu cum face leagănul, că nu știu cum e toboganul, că nu știu ce și atunci copiii erau care mai de care pe unde se nimera și uite că supraviețuiau. Dar ce e interesant este că mi-am amintesc foarte multe lucruri faine despre perioada din spital. Mi-am făcut un prieten, era un asistent medical. Vezi, asta e vârsta. I-am făcut o poezioară, îi spuneam Dan Danus de Danel de de Pursel. Uh -huh. Și a fost atât de frumos pentru mine la 18 ani și ceva, după ce prezentam știri la ProTV Deva, uh -huh. să mă oprească cineva pe stradă. Ce și a zis, -a... eu sunt Dan Danuț. Ai avut cumva fractură craniană în 1981? Și tu ai zis, de ce? Să vede la televizor? Da! <laughs> Ei bine, eu sunt Andă, nu el codisă de porcel. Este o La un moment dat aveam colegă de salon, o doamnă foarte în vârstă, și asistenții, brancartierii, soneria, să-i chem, uh -huh. era lângă patul meu. Și deci funcționa chiar bine spitalul pe vremea da, aceea, din ce exact. povestești. Oamenii erau drăguți și funcționau sonerile. Da, și uh, ei cumva mi-au dat această sarcină foarte uh -huh. importantă, să o pe bunii uh -huh. de alături și dacă mi se pare că are nevoie de ceva, să se simterea, să sun. Și din acel moment am rămas așa. Bunii a clipit să sună. Doamne, ne-au se întâmplă ceva. Hmm. Bunii a tușit, să sunăm. Și după ce am plăcut sunat... a plăcut mereu, vezi? Am sunat vreo 25 de ori până când a venit... Și după aia când bunii chiar a pățit ceva, tu ai sunat și nu a mai venit nu nimeni. Nu știu dacă s-a mai întâmplat, pentru că la un moment a venit cineva și m-a luat cu tot cu pat și m-a dus într-un alt salon unde nu era sunerie. Doamne! Uh, la țară mergeai undeva? la Mergeam la Vașcău, din uh -huh. când în când, acolo de unde era tata uh -huh. Uh -huh. și unde erau verișorii pe care îi adoram. Și acolo era și mai mare libertate. Și și treaba asta uh, iarăși una extrem de intrigantă uh, faptul că tot se dovedea că biologic eu nu sunt verișoara acestor oameni pe care ador mi se părea straniu pentru că eram atât de bine conectată și mă simt și astăzi atât de apropiată de rudele de acolo, păi da, ce, da? sunt atși oameni care simt mi se simt mai pare... apropiați de niște prieteni decât de chiar și că rude. Și Da. Adică și, și asta cu semănat tot noi observat că poți să adopți un copil și după o vreme uh -huh, seamănă cu tine, adică uh -huh, totul uh -huh. e de cred că e un schimb de energie pur și simplu nu are legătură cu deci, una peste alta, eu față de județul Bihor, Vașcău, județul Bihor, uh -huh. mă simt foarte conectată și sunt rudele mele. Adică, indiferent ce a rezultat la de paternitate, dar ei <laughs> sunt rudele mele și eu o să mă întorc acolo întotdeauna cu bucurie. Hai să ascultăm o melodie, mai ai dat niște melodii foarte frumoase aici, mai ales. O să ascultăm prima dată Guess Who featuring Tudor Chirilă prea curând. La radio cu Andreea Esca la Europa FM. Jurnalista Sanda Nicola este invitata mea de astăzi la radio. Care, care, este gustul care te poartă imediat în copilărie? Cozonacul cu mac. Mm, și miros? Mm, ceva din sfera asta a da? băinurilor cozonac. Da, da, da. Eu, de exemplu, nu pogă știu dacă cu a... Tu știi ce sunt pogăcelele cu jumări? Mm, nu. Oh, ce sunt? Pe da, dar nu zon. știu. Deci este un ungurești pe care bunica mea le face Așa le facea foarte, Și care foarte ce bine, sunt de fapt? Și care sunt așa niște pâinici da. Nu sunt gogoși, nu e pâine Și chiar au bucățele de jumări, jumări înăuntru, s sau cum da, da în compoziție Coca. ceva, O chestie Aha. de patiserie foarte, foarte bună Da, nu știu, dar sună bine Adică, na, da, ca orice Sună foarte gras ca Sună <laughs> gras sună colesterol mare da, Exact, sună colesterol Doamne, cum te împăcai cu frații tăi? Erați gaș așa ai voi? Eu aveam de suferit pentru că erau foarte mari, adică fratele meu cu 11 ani mai mare decât mine sora mea cu 7. Uh -huh. Ei aveau complexitățile lor, mm. mai ales în liceu, așa, deja. Eu eram o povară pentru ei, adică nu știau cum să scape de mine, de cele mai multe. Deci e adevărat că <coughs> sunt trei copii, că doi fac gașcă și unul rămâne. Cred că și diferența de vârstă a na, că de la asta. Ce uh -huh. adică, să stea fratele meu de vorbă cu mine? Adică, da. Da, erau obligați, te luau și pe tine unde se duceau sau? Nu aveau un cotru, mai ales beata sora n nu aveam cotru, adică am și am încercat să mă pun în pielea ei și să-mi imaginez că până la 18 ani când ea a plecat la facultate trebuie să împartă camera cu un țânc. Și mi se pare îngrozitor. Ea n-a avut camera ei în adolescență, știi? Ceea ce eu am avut pentru că am scăpat de ea. Ea a plecat la București, am rămas, pac, nirvana pe pereți, cărt, cobain, bono, super, excelent. Pe când ea n-a avut parte de treaba asta, pentru că ar fi vrut și ea să mai fumeze seara, să mai stea la o poveste, dar <gântu> trebuia să, să dea un dorm exemplu și pentru că să fie aveam... un exemplu pentru tine. Da, deci a uh, cumplit. Mi se pare dar cumplit. era un exemplu pentru tine? Adică te uitai ah, la ea... Sora mea, da. Sora mea era centrul universului meu, adică... Și, și pe frat pe fratele meu îl adoram pentru că era foarte mișto. Un tip uh -huh. foarte mișto. Cred că jumătate dintre fetele în oraș erau îndrăgostite de el. Și era o foarte mare mândrie pentru mine când îmi spuneau, pe, ești sora lui Tăvico? Mm -hmm. ce bine mm -hmm. și chestia asta mă nobila când fratele meu ieșea cu bicicleta și zicea, îi plăcea să-mi spună George Gău, știi, de la fotbalistul nu mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mai știu exact mm -hmm. la Caiuva da, da la, sau unde da. era uh -huh. și, hai Joel Go, te fac o tură cu bicicleta Puh era excepțional. Dar sora mea avea cu totul alt rol, pentru că ea era cea mai implicată în educația mea, ea mă verifica Adică la era teme. mai mult decât mama pentru tine, mai mult decât o mamă nu pentru tine, stătea mai mult cu tine. Da, nu? era tot timp. Ea era tot timpul, ea mergea de cele mai multe ori și la ședințele cu părinții, ea mă verifica la teme, la ea apelam dacă nu știam ceva. Uh, mă mai caftea, mă mai pedepsea. Uh, da, ca părinții. Uh, a, exact, exact. Pe hai să vedem ce povestește și ea despre tine. ea. Ana, când era mică, era dusă scurt, prețoasă, îi zicea jolgău, juca fotbal cu băieții în fața blocului, când era mică-mică uh -huh. și băteioasă. Și pe urmă, mai spre adolescență? Spre uh -huh. adolescență s-a dezvoltat o adolescentă frumoasă și rebelă, care umbla cu plovăre lălui și cu mânecile, să nu-i vadă mâinile, uh -huh. uh, în blugi, uh -huh. nu? în <laughs> bohani, rocăriță, rebelă v ați împăcat bine dintotdeauna? Nu, noi ne-am împăcat bine dintotdeauna, doar că din o diferență foarte mare între noi, de câte ori vreau să plec eu undeva, ce am... Păi eu și pe dau cu tine! Uh -huh. o, nu am, îţi dai seama, că nu aveam să noi iau, dar era cam mică totuși. Dar după aia ne-am împăcat bine, da. spune te rog, ai, ai citit cartea? Da, da. Am început-o în troleu, de la serviciu spre casă, am râs, am plâns în troleu, în curgeau la zingle, dar nu l-a dat deci am doar când a fost gata, tipărită, a, a, a Da, cu Dar spune te rog, tu știai sau nu știu, bănuiai de toate fricile astea ale ei, complexe ale ei pe care le-a trăit de-a lungul tinereții, să zic? Da, știam, dar orice îi spuneam nu era valabil. Adică eu îi spuneam că nu e adevărat, nu cred că ar trebui să fie așa, nu, dar nu. Bine, uh -huh. eu sunt inginer, uh -huh. nu prea <laughs> pot să ajut un om care are probleme pe partea asta și era foarte sensibilă, îi spuneam, ești bleagă, o să te faci în picioare, fii mai bătăioasă, fii mai fită nu te lăsa. de uh -huh. Știm, deci am crezut că așa se va cli. Se pare că nu a fost de bună și că metoda mea, clasică, încetrească, cauză efect, nu a funcționat. Dacă tu ai descrie-o pe Sanda acum cuiva, te întâlnești cu cineva și întreabă cum e sora ta, tu cum ai descrie-o? Echilibrată, însfinită. Și un mesaj pe care ai vrea să-i transmiți Vă iubesc! Vă iubesc! Că iubesc. <laughs> știi că eu știu foarte bine pe sora ta. Știu. Pentru că era în clasă și pe urmă a fost și la facultate. A stat în aceeași cameră la Cămin cu o foarte bună prietenă de-a mea. Și mi-am când a apărut o prima dată la, la, televizor că prietena mea din Deva m-a sunat și mi-a zis știi, Ci, știi cine e Santa Nicola? Cine? E sora Amaliei. Dar tu știi că eu te-am întâlnit? Da? Când Atunci. eram foarte mică? Da? Nu, uite, asta pentru nu știu. La Deva? Seară de vară? Da? Uh -huh. -o, o căutam feni, pe da? Da. și mă gândeam unde ar putea fi și la am Dana. Mers, am mers la Dana da și, și, el, și, și el era și acolo. acolo da și da. Aveai un păr foarte lung foarte da aveam lung, un păr foarte lung, foarte lung și era și mai frumoasă decât te descriau ele ele povesteau foarte mult despre tine da? foarte e, se, se hrăneau așa cu, cu, cu toate bucuriile tale cu tot ce făceai tu prin București da. era un radio 3 mm -hmm. și erau tot felul de emisiuni despre viața licenilor din București mm -hmm. și cred că era erai secretarul tecel da ceva da sigur am ascultat obligatoriu da nu ce să faceți Trebuie în casă, toată lumea, și liniște. Și reîn aduc aminte -am că erau foarte bune la școală. Da. Și eu le admiram că îți îți erau multă, Doamne, știau atâta matematică că mi se făcea frică, fizică, pur și, și simplu. Adică te înțeleg și Te înțeleg, la te înțeleg era, și pe tine. Era la naționala de Fizică, iar eu eram praf și da. aveam același profesor. Asta în momentul e. în care mă identifică în clasă ca fiind uh, sora sormii, se așteaptă că din nou va da lovitura, acum încă <laughs> un copil genial. Iar eu tocesc un an de zile și reușesc să-l păcălesc pe om, ca știi, până când îmi pun o întrebare, ceva absolut elementar, ceva. nu Legat de Jules, legat de Newton, de oameni. Și, uh -oh. și Mă blochez, omul își dă seama că nu prea gândesc, că am tocit toate graficele alea, și atunci a fost dezamăgirea aia a profesorului Ponescu în momentul în care spune, tu, sora cu Amalia, tu ești sora cu tufa de Veneția, Sando. <laughs> Dar vezi, vezi cum sunt copii, că pentru unii poate n-ar fi însemnat nimic. Și pentru un copil sensibil poate să însemne foarte mult să spună așa mai ceva. De nu, știu nu știu cumva, ce? eu am fost conștientă că am cu totul și cu totul alte calități. Adică, că ai un alt drum. Da, mie îmi plăcea să merg la serbări școlare, să învăț cât un monolog de 11 strofe la 10 ani. Păi să știi că și fetele erau uh. foarte mândre de tine după aia, și tot timpul spuneau: Ei, totdeauna i-a plăcut să scrie și asta și uite da. ce bine e, uite ce bine a ajuns da. E, e cu totul altceva, adică se simte totuși în. Chiar dacă suntem parte din aceeași generație, faptul că Revoluția a venit când ea deja era la facultate, uh -huh. da, sigur, iar eu abia intram la liceu, deci am avut opțiunea asta de a merge la uman, limbi moderne, să fac limbi străine, ceea ce pentru generația ei n-a fost valabilă, mate fizică, da, era da, altfel, murei de top. top, era de Asta era ideea. Și atunci, dar deja... Dar cumva te crezi că te-au ajutat încurajurile astea ale ei? Pentru că, vezi, ea tot timpul zice că îți tot spunea, dar avea senzația că pe tine nu te ajută la nimic -ajută. ce spune. Nu te ajută. nu? Nu mie mi se spunea, mi se părea că spune așa doar ca să... Că ești sora că te iubește. Și să scape și de mine și de tângâia la mea, cumva, mm -hmm. cumva, că mă expediază. Hai, dragă, ce? Dar, cum să spun, n-aș învinovăți mm -hmm. eu. Fiecare le avea pe ale ei. Ea avea deja o familie, avea un copil de crescut. Probabil că problemele mele păreau foarte mici. Da, da, da. Și până la o anumită vârstă, nu știu în ce măsură, eram eu capabilă să exprim ceea ce simt, ceea ce mi se întâmplă. Adică, Dar crezi că ai învățat ceva important de la ea sau de la ai tăi? Sau... mult. Adică simți, uite, mult. poți să zici asta, sunt sigură că de acolo... Deci eu mă uit la familia mea și știu că a fost baza de antrenament optimă pentru tot ce a urmat în viața mea. Sunt absolut recunoscătoare pentru maniera în care relaționez cu oameni din toate straturile sociale, cu faptul că nu mă atât de ușor... Nu mă sperie multe lucruri Ce, ce să doamne iartă-mă să te mai sperie După ce ai trecut prin atâtea așa de repede E bine, e bine Am moștenit foarte multe lucruri foarte faine De la fiecare în parte Iar faptul că am avut-o pe soră mea Reper A fost foarte important Te-a motivat, crezi, Da, și îmi plăcea foarte mult gașca ei uh -huh. Um, și vedeam la ei faptul că poți să înveți foarte bine, dar în același timp să te, te distrezi. distrezi foarte da. mult. Erau, o, chiar Era o gașcă wild de poate. și erau super deștepți, într-adevăr. Și în ciuda faptului că noi stăteam undeva la periferie într-un apartament foarte mic, cu confort 2, nedecomandat veneau prietenii sormi, oameni din lumea bună orașului și veneau acolo să învețe cu sormea. Și, și n-avea nimeni ajutau, nicio problemă cu Te ajutau asta. și pe tine ah, da, colegii, -ajut, nu știu, la meditații, la... Adică să mai te învețe pe la astea, matematică, fizică, ce nu așa. Nu mai aveau pe cine. Nu mai aveau pe cine deja. Era eram o cauză pierdută din punct de vedere. Mi-am amintit că vorbești în carte destul de mult despre tot felul de frici ale tale pe care uh -huh. le-ai trăit și că ți-ai explicat la un moment dat că ar fi plecat de la întâmplarea aceea din bazin când uh -huh. te-au aruncat în apă. Am, am făcut în terapia asta. Dar ce s-a întâmplat exact? De deci ce erai mică? Um, da, aveam. 5 ani. Așa, și? Și m-au aruncat în bazinul mare. Cine? Frații Soră tăi? mea și cu uh -huh. meu. Că ce? Că de ce? Pentru că era un maxim inconvenient pentru ei. Faptul că eu când vreau să fac baie, trebuia să vină cineva să mă însoțească la bazinul mic sau bazinul mijlociu. În condițiile în care ei considerau că eu știu să not. Și în apa trece peste mine. Deci dacă tot trece apa peste mine și aș putea foarte bine să mă înnec în bazinul mijlociu, dar de ce să nu vin în bazinul mare odată cu ei și nu mai fac ei acest ocol? Adică totuși, acolo unde erau prosoapele celor care făceau bani în bazinul mare, acolo erau și fetele alea foarte mișto cu care nu avea fratele de-a face, acolo erau și prietenii sormii și te-ai să umble după... Fundul tău. Da. Inconvenient. Și au luat și ei zice că nu cuem, tău. Și de au de a și hmm. o să o aruncăm în bazinul mare. Și m-am aruncat în bazinul mare și... Şi... Și ai notat. Dar am a notat. A, fost, a fost cea mai mare spaima ta din câte ți-amintești? Nu crezi da, că de acolo au Dar pornet. nici nu mi-am amintit spaima. Eu mi-am amintit foarte mult timp doar Aventura. felul în care povesteau ei acasă. Oh, am notat! Și n am învățat-o nimeni. Mhm mm și după aia cum ți-ai dat seama că de fapt aia a fost o mare nenorocire pentru... În terapie. În terapie, în momentul în care psihologul îmi propune să facem această regresie temporală pentru a identifica de primul unde atac ți se trage. de panică. Uh -huh. Asta e o idee în care voi înțelege exact unde se duce subconștientul meu în momentul în care se declanșează atacul. Atac da, starea asta de panică și hiperventilez. Și a fost de un real folos, pentru că am înțeles de ce nu mai respiram. Aha. Înțelegi? Că atunci ți-ai amintit că tu de sub fapt erai sub apă și nu da, mai puteai el, să respiri. Și, apă așa. și atunci eu nu mai respiram, pentru că nu e așa să nu mă nec. Tom. Și în momentul în care am devenit conștientă de treaba asta, a fost mult mai ușor de dus un atac de panică. Adică îmi spuneam foarte clar că trebuie să respir, trebuie să respir și cumva să, să evit să să ți da. respirația. În liceu erai rebelă? Da, destul de. Era și fost și mai și, dar cumva aveam o reținere așa tot timpul. Încercam să mai salvez un pic aparentele. da. Era rocăriță? da. Da, da, aveam și niște influențe hippie, dar nu le recunoșteam pentru că nu dădea suficient de bine. Și ce însemna că erai rebel? Adică ce făceai? Ce... Nu știu, care erau rebeliunile pe vremea aia? Oh, la întâlnirea de 10 ani, țin minte că doamna dirigintă, nu știu, a, a, a avut ea un comentariu care mie nu mi-a plăcut și imediat am simțit că trebuie să pun punct de aici și doamna dirigintă se și sindicalistă sindicalistă în continuare da, îmi plăcea treaba asta să mă iau de piept cu toată lumea să le spun Dacă nu e bine. ce nu mi se părea în regulă să fac gesturi din asta de frondă, să chiulim toată clasa în semn de protest să lasă copieze de la mine tot rândul Apropo de asta, ținte la un moment dat no. un test în care îmi pleacă jumătate de foaie, deci termin patru pagini uh -huh. continui și pleacă o jumătate de lucrare, pleacă prin clasă să copieze și termin și vreau să ies și nu se găsea jumătate oh, de lucrare. Fai <laughs> <Spima> mai <laughs> Da, făcem de astea, îmi plăcea, îmi plăcea foarte mult să. Plecai și de acasă? Făceai din astea să dispar de acasă? Nu știu să. A, nu, când am dispărut, am dispărut de tot. A. Că, da, Când s-a întâmplat asta, tot. când ai plecat? Um, în clasa 12. A, mm. A dar nu termina să-i Nu, nu, nu. Și încotro e lotul? Um, Primat, am plecat la televiziune că n-aveam unde să mă Am plecat de acasă da. exista, și și exista și opțiunea să merg la, la bunici, dar era foarte aproape și știam că nu o să țină, adică mm. nu am cum să rămân acolo. Um, și am mers la, la televiziune, la da, serviciu, cum ar veni, mm -hmm. că nu eram deja la televiziune, la 3TVDV. Um. După care m-am mutat în, într-un internat. Te-ai în... mutat într-un internat, tot da. acolo, tot undeva? Da, 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 în internatul liceului pedagogic. Pentru că liceul la care învățam eu nu avea internat. Dar de ce? Adică ce ți se părea că o să fie mai bine dacă ești la internat? Nu, lucrurile ajunseseră într-un punct foarte, foarte tensionat în relația cu mama A. și uh -huh. am beneficiat chiar de sprijinul dirigintei în direcția asta. Și voi erați tensionate din ce cauză? Adică de, de, de asta, de rebeliunile astea letale sau nu avea A, nicio legătură cu asta? Rebeliunile mele puteau Erau frumoase. fi folosite cel mai mult <laughs> pretext. Aha. La urmă... Să nu ne imaginăm că eram... Cine știe ce făceai. Aveam deja un serviciu. Și atunci de la ce vă luați, aveam, ca să zic așa? Mergeam la un liceu foarte da. bun, învățam suficient de bine. Știi, eu a trebuit să ajung eu la maturitate și să regăsesc la mine anumite manifestări pe care le-am văzut la mama mea ca să înțeleg că acolo era o tulburare. Uh -huh. Abia când sora mea s-a uitat la mine și a spus vezi că faci ca mama, atunci am început să înțeleg și să investighez un pic mai... Da, asta era mult, mult mai fund. târziu. Da, mult mai târziu, adică... după 30 de ani. Uh -huh. um, ce să zic? E, îmi pare extraordinar de rău. Astăzi mai mult pentru ea decât pentru mine. Eu sunt bucuroasă că am înțeles, că s-au stins patimile, că viața mea arată așa cum arată azi, dar îmi pare extraordinar de rău pentru ea Că nu s-a bucurat pe deplin de femeia excepțională, care este, de fapt, și de datele excepționale pe care le are. A fost a trăit într-o permanentă stare de neliniște, într-un zbucium pe care nu mai putea să-l controleze și atunci el se revărsa și în, în toate părțile. Și era extrem de complicat de trăit cu un om cu manifestări bipolare. Uh -huh. Pentru că mama în... Acum era lumină, era bucurie, era, era cea mai caldă persoană pe care o puteai întâlni, o adoram și un lucru foarte mic putea să o transporte într-o într stare îngrozitoare. Devenea un uragan din fața căruia vrei să fugi. Să fugi? Și... Asta îmi pare rău. Și ai fugit. Am fugit. Am fugit cât am putut de tare. Cum ai ales facultatea? Ai terminat liceu și ai zis că mergi către facultate? Oh... Am, um, lucram în televiziune din clasa 11-a, um, cumva, eu am, inclusiv în clasa 12-a încă o știlam, dacă o să dau la jurnalism, dacă o să uh -huh. dau la psihologie, um, îmi place că atunci mi-am dat seama cam că că am cât de nasoală e situația pentru o, o persoană care simte că are mai multe calități și că i s-ar potrivi mai multe lucruri, cred că ea sunt cei mai predispuși la tări că devine tentant că nu să, să te verifici. Uh -huh. Aș putea să A. fac ailaltă, aș putea să fac și aia e, Stai să vezi că mâine fac altă. Și mă bucur că mi-am dat seama de vreme că există acest pericol pentru mine să balez așa printre talente și skills și de fapt să se aleagă praf uh -huh. de tot. Am dat admitere la jurnalism, inițial ne-am pregătit, ne-am pregătit pentru că în toată întreprinderea asta eram cu colegul meu de bancă, Cipri Roncea, și ne-am pregătit amândoi pentru Timișoara. Uh -huh admiterea fiind după o anumită programă acolo. Da. Pe finalul anului am mers într-o prospecție la Timișoara ca să vedem datele <laughs> de examen și mi s-a părut mie în complex că ne întâlnim cu prea mulți oameni de pe care deja îi că cunoaștem. Că toată lumea merge din deva la Timișoara <laughs> și să faci tu altfel. Păi Cipri, dar sunt tot care ne-am ciugnit patru ani de De ce zile, mai plecăm? Hai să vedem cum e la Cluj. Și ne-am zis la Cluj unde programa era cu totul și cu totul altceva uh -huh. și am picat cu mare succes amândoi. Și ce ați făcut mai departe? A, am am a fost cam la sol pentru că eu pierdeam pensia alimentară, el pierdea pensia de urmaș. ce uh -huh. Eram cumva într o situație mm, nu tocmai plăcută. Asta adăugându-se și peste faptul că nimeni, nimeni nu s-ar fi așteptat din anturaj, din sală, dintre noi care uh -huh. eram avem noi expresie ocoși, uh -huh. noi eram cei mai ocoși Cum să nu intre ăștia doi la jurnalist, acest ocoș. Uh, dar a fost o foarte mare șansă mi-am mi Nu de, era la drumul tău, de fapt, Nu, vezi? și Chris Mititelu, uh, un an mai târziu, cel care a fost 20 de ani șeful BBC, secția română, uh -huh. când am mers la BBC School, uh, uitându-se în CV, își dă seama că am terminat uh, liceu și mă întreabă de studentă. Eu aveam 19 da. ani, picasem de aproape un an și zic unfortunately, și începe să mă lamentez în engleză, destul de bună, uh -huh. că iată... Nu ce sunt. Ce mi s-a întâmplat? Și atunci el îmi spune în românește, eu până în momentul ăla nu mi-am dat seama că tipul nu uh -huh. este... Dacă vorbea română. Vor, vor, era român, plan, e mai nu știam uh -huh. că este român și atunci îmi spune românește am să spun un mare adevăr despre tine e cel mai bun lucru care ți s-a întâmplat ție, în viață este că ai picat la facultatea de jurnalism. Uh -huh. Și chiar cred că au dreptate, adică... Și de deci ce? Ai plecat la facultatea da. de jurnalism acolo și ai plecat către București atunci, imediat? Nu, nu, nu. nu, nu. Atunci am avut norocul, ca înainte uh -huh. să se afișeze rezultatele, uh -huh. să merg la ultimul concurs care se dădea pentru deschiderea stației ProTV Deva. Pentru că fusesem un examen în primăvară, eu eram la liceu, nu mă interesa. Am mai fost în cursul veric, eu mă pregăteam pentru admitere, nu mă interesa. Și după ce am dat admiterea, deși eu eram convinsă cu o să intru, Uh, Ai zis, hai să te duci. Am zis, da, 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 ne-au oprit pe stradă, în, în aceeași formulă, eram cu Ciprian Răncea, colegul meu de bancă, așteptând rezultatele și plimbându-ne prin oraș. Ne întâlnim cu Răzvi Popa, care lucra la Radio Deva și la Radio Deva se organizau toate testele castingurile. astea, da, toate castingurile <laughs> și ne oprește pe stradă și păi, fraierilor! Păi, fraierilor, de ce nu veniți la concurs la protea? Haide, băi, lasă-ne că noi la Cluj, că... Păi, fraierilor, terminați că ăștia dau concursuri în continuu și încă n-au găsit. Uh -huh. Și voi sunteți ăia care cât de cât... Deci ne aveam experiență în fața camerei, aveam un accent îngrozitor, dar eram deja de un an și ceva pe sticlă. Deci făcusem deja o serie de prostii, încă puteam să stăm cât de cât relaxați în fața camerei și știam un pic uh -huh. șmecheria uh -huh. asta. Și ai început la ProTV ha, Deva. să mergem să fiți... la, uh -huh. la concursul ăsta. Uh -huh. Și am zis la concursul ăsta, erau vreo 400 de oameni. Am fost selecționați 12. Din aceștia 12 am rămas 5 și din 5 am rămas uh, Elena Lasconi cu mine. Uh -huh. da, și -a și -a pe urmă câte de... vreme ai fost la ProTV? Nu foarte mult. Nu foarte mult pentru că am cedat repede. A, a, am fost în două reprize. A fost câteva luni. Uh -huh. M-am pierdut cu firea repede, cu, Confundam mult lucrurile. Aici, cumva, este marele meu regret. Faptul că nu știam să mă raportez la autoritate, faptul că îmi confundam șefii cu părinții sau cu profesorii de la școală, adică nu știam să mă raportez în, într-o negociere de salariu habar n-aveam ce trebuie să fac. Dar ce crezi că există, poate acum, dar crezi că pe vremea aia era cineva care putea să facă asta? Nu cred. Nu știu, habar cred că -am. toată lumea era așa. Nu, nu știu, aveam 18 ani, locuiam într-o chirie pe care cu foarte mare greutate mi-o plăteam. Uh, mă simțeam extrem de vulnerabilă, acceptam mai mult decât Putei îmi duce. convenea uh -huh. și la un moment dat cedam, îmi luam catrafusele și mă căram în și în În jurând, jurând. Înjurând și în da, adică recunosc acolo în carte că asta a fost foarte mult timp, nu știu, trăsătura care mi-a dat, mi-a creat cele mai mari probleme. Era că tăceam și înghițeam foarte mult și, și într-o zi răpofnei? explodam disproporționat. Și era cam complicat să ne mai împăcăm pentru că făceam atât Nu lăsai de loc atât de împăcare. Atât de urât. Hai să mai ascultăm o melodie, ce mi-ai dat, ia Byron. Songul Pușcăriașului. La radio cu Andreea Esca la Europa FM. Jurnalista Sanda Nicola este invitată mea de astăzi la radio. Așa, de deci ce ai terminat cu ProTV? Ai mm -hmm. fost la ProTV? Ai terminat cu perioada TV și no. prima perioadă. Prima perioadă ProTV? <coughs> Așa. Și am la o radio în Orăștie. Așa. Ce să faci și tu? te la un radio în Orăștie, <coughs> <Ce coughs> no, da? da? Prieten, da. Și, după radio din Orăștie? Am stat un pic la radio în Orăștie, după care Habar n-am, informația asta nu mai țin minte de unde am avut-o, că se primesc aplicații pentru BBC School. Uh -huh. Și am trimis, nu știu, ceva, țin minte, pe fax cu 15 minute înainte de să se, se termine ora. Da, uh -huh. da, da. Și am venit la București, la BBC School, radio, uh -huh. foarte îndrăgostit de radio, mi-a plăcut enorm. Dar nu și de București. <laughs> A, nu! A fost șocant, asta, venirea în București? Mi-era foarte frică să traversez. Să, fi, să știi că te înțeleg perfect, pentru că eu de la prima dată în viața mea când m-am dus la Deva mi s-a părut ceva incredibil că nu era nici o mașină sunt, doamne, era nu știu, un autobuz sau ceva local la șase, așa, care trecea odată pe boră sau nu știu uh -huh, ceva da. de la gara spre cartierele de pe deal Doamne, iar prietena mea avea o mașină pe care o ținea în garaj, da. că cred că era doar așa ca să zică că oamenii că ai mașină, că nu te duceai nicăieri, duceau la țară stară, da. sau poate undeva nu da, era da, da, nimeni da. pe stradă, deci te înțeleg perfect. Așa, și după ce ai învățat să traversezi, ce te mai speria? Nu știu, nu, nu mă simțeam în stare să rămân. Și țin minte că a fost, eu am fost colegă cu Călin Hera, uh -huh, are, da, da. care era editorul cred că știrilor ProTV de da, seară, da, da, de da, la da, 23. Da. Ne-a și dus într-o uh -huh. excursie cu clasa pe acolo. Am fost colegă cu Anita Vlădilă. Da. Uh, Anita nu, este și, acum, la... foarte grele Anita în, este și în acum să știi la... Anita este și acum știi la jurnalul meu de la ora și... 19, Anita. Deci acești oameni îmi spuneau, copilul, nu te mai toace la Deva tu poți să rămâi în București. No, 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 no. Dar ce, care era presiunea? Ți era frică de ce? De oameni? De ce ți se părea? Adică ce ți se părea nu, neprietenos? Mă stare. Dar nu, de ce? Nu știu. N-am o explicație. Cred că undeva mi-a rămas pe creier că am lăsat lucruri nerezolvate acolo, care mă vor urmări. Uh -huh. și... și... după aia, la un moment dat, chiar te-ai întors, nu? nu m-am întors. De la BBC School m-am întors și m-am întors așa foarte sigură pe mine. Se deschisese între timp și Pro FM, în uh -huh. doarea, care așa, și am spus vreau la Pro FM. Că știți, eu am terminat BBC School și a treia și ce calificativ și ce și? de astea. Și Alexandru când Dumnezeu să-l odihnească, uh -huh. mi-a spus, nu am nevoie de tine la radio. Am nevoie de tine la TV. Vrei la televizor? Bine, nu? Băști. Oh, ok. Și pleca Elena la sconii într-un concediu și chiar i-ar foarte tare cineva trebuia <laughs> să prezinte știrile în perioada aia. Și am rămas. Și? Am, ai rămas o vreme. Mai departe? Și mai departe, uh, Andrei uh, Ioica, bunul meu prieten care mă coafa și mă aranja, uh -huh. uh, să mă cât mai mult cu tine. Asta era modelul? <laughs> da. Așa. Versiunea foarte aeriană și brunetă și cu niște sprâncene îngrozitoare. Eram eu. <laughs> Așa. Ce ai zis? Uh, a zis? S-a deschis prima TV și am văzut un anunț la televizor că este concurs de prezentatori. Da? Când? Mâine. Și te-ai urcat în tren și ai plecat la București? Da, mâine. Ok. Eu cred că ar trebui să mergi. Mm -hmm. Bine. Și am plecat. Și ai venit la București? Da, și am venit la concurs la Prima TV. Și l-ai luat? Da, și a fost cel mai ușor lucru în care mi-a ieșit în viață. Și nu o să-mi explic niciodată cum. Adică, știi, eu am fost tot timpul proactivă și reactivă în același mm -hmm. timp și cumva tot timpul în gardă, pregătită să dau înapoi și chiar și acum, chiar și acum realizez că mi se întâmplă lucruri bune și nu știu să reacționez la bine. sunt atât de setată să dau înapoi încât, wow, mi-a vorbit frumos? Nu, trebuie să urmeze ceva. Urmează ceva, va fi un dar, va fi un dar. uite că te duci la psihoterapie și asta nu poate să te învețe și chestia asta? Am avut un drum lung, poate nu știu că nu mă Dar Dar zic așa, trebuie să te învețe cumva să faci și asta, nu? Așa, Bine. și zi mai departe. Ce ai făcut? De deci ce ai venit, ai așa da. la prima și ai început prima să. Te, adică și... te -ai început să te concentrezi foarte tare pe carieră, nu? Mai, eram concentrată, eu am fost foarte con conștientă de treaba asta, mm -hmm. că este un super cadou pe care mi-l face viața și singura șansă prin care pot să mă salt, din condiția în care nu-mi plăcea. Mm -hmm. da, cert, îmi doream mai mult de la viața, asta e clar. Da. <laughs> mai mult de atât. Și nu, îmi doream foarte mult la știri, deși oamenii ăștia m-au pus la un matinal și aveam 20 de ani și prezentam o emisiune de 3 ore cu actorul Tiberiu Păun, 3 ore la o televiziune națională, Dar la 20 de știri. ani și eu vreau la știri. Ceea ce s-a și, cum să spun, dovedit Dar, mai târziu că de fapt erai pentru asta și că asta îți plăcea. Adică eram, nu știu, probabil că vreau să fiu luat în serios, habar n-am. Să fie și... acțiune mai multă. Da. Și un apetit <laughs> pentru dramă pe care acum îți spun în carte, mi se pare de-a dreptul patologic. O atracție pentru morbid, pentru subiecte foarte grele. Lucruri foarte care mă răscoleau, uh -huh. pe care le țineam foarte bine sub control în, în fața camerei și mă prăbușam apoi acasă. Știi că m -a, m -a fost, mi s-a părut interesant, cum spui tu în carte, că cele două transmisii de, -ale, de la Vatican și de la uh -huh. uh, din Liban nu? Uh -huh. uh, care te-au făcut, de fapt, te-au apropiat și de Dumnezeu. Mm -hmm. Adică, uite, tot, de undeva de din partea profesională, da. te-a făcut să te gândești Na, la ceva ce avea să te schimbe din punct de vedere personal. Mi-a dat tot. Meseria mi-a dat tot. Mi-a deschis Dar mintea. și tu i-ai dat tot ei. Da, a fost un schimb reciproc avantajos, fără îndoială. Fără Deși am, am făcut greșeala să cred că nu e așa și că am dat mai mult decât am primit, dar, uh, Finalmente suntem chit. Te-ai și măritat între timp? La ce vârstă te-ai măritat? Te ai mai repede? Da, prima dată. La 21. Dar ce grab vei? <laughs> Îmi plăcea <laughs> foarte mult de soacra mea. Da. <laughs> păi, trebuia să te prietenești cu soacra ta, așa atât <laughs> da, n-am știut. Și băiatul era simpatic. Era tot un coleg? Da. da. era producătorul știrilor din sport. Uh -huh. da. Și uh, a fost o dragoste de asta, așa de tinerețe, adică te-ai îndrăgostit. Da, în Trei săptămâni ne-am căsătorit. Ah. A, ah, deci chiar erai pe fuga. Nu, no, e foarte frumoasă, adică... Am înțeles. Nu, dar nu l-am grăbit eu, adică a fost... Nu, nu, nu așa ați simțit. A, așa am simțit și nu ne-a oprit nimeni și ni s-a părut foarte fain. Și, și pe urmă de ce s-a terminat? Am știu, să ducem. Poate că după ce nivelul de serotonină, oxitocină și toți ceilalți hormone fericirii au revenit la limite normale, n-am știu ce să facem cu relația asta. Între de... timp a fost și... Da, felul în care am... A pierdut o sarcină? Da, Între timp, pentru cei care nu știu povestea -au, între timp. Tu ai modificat. rămas însărcinată, ai pierdut, da. mă rog, da. ai pierdut o sarcină, nu știu cum să-i zicem. De fapt, ai păi născut un copil ceea care ce... ai născut un copil prematur, care uh -huh. nu a supraviețuit uh -huh. decât uh, puțină vreme. Uh -huh. Și cred că va a afectat asta relația Adică m-a schimbat foarte mult, iar eu foarte mult timp, ce să zic, până acum un an, <gânt> nu, nu cred că am înțeles pe deplin. Ce s-a întâmplat? Atunci. Ce mi s-a întâmplat? În ce fel m-am transformat? În ce stare de depresie am intrat. Nu știu. Fiecare s-a refugiat în munca lui. Mm -hmm. Și nu v-ați mai. A mai funcționat așa vreo 2 ani până când. A. Pe urmă l-ai cunoscut pe actualul tău soț. La nu, o vreme mai târziu, în distanță? Mai, mai Dar spune mai a fost înainte sau după toată uh, aventura, noua aventură prin care ai trecut atunci când ai descoperit că ai un cancer de coluterin? Pe Liviu l-am deja. în uh, iulie, la Londra, după atacul terorist. Uh -huh. El era jurnalist. El era evenimentul este... zilei acolo, da. eu eram de la Realitatea TV trimis acolo. Uh -huh. Este foarte fain că noi, deși la București lucram în aceeași clădire, nu ne-am întâlnit niciodată la București. Uh -huh el mă știa de la televizor, eu știam semnătura din ziar și facem cunoștință la, la stația King's Cross. Și la puțin timp după ce l-am întâlnit pe el, cred că o lună, două mai târziu, au început primele diagnostice care mi-au dat de gândit. Și... Încă nu erați împreună, erați nu, doar Nu, n-am fost împreună încă vreo doi ani. Dar ți-a fost alături când au început toate aceste probleme de ai, sănătate? Mult sau sau mai, puțin, ca un prieten? mai mult sau mai puțin, mai mult sau mai puțin, că nu eram chiar atât de apropiați din prima. Adică mă ocnea acolo un potențial de idilă pe care eu încercam să-l înăbuș. Știi ce m-a mai, da. uh, nu știu cum să zic, uh, zguduit așa în carte? Faptul că spui la un moment dat că nu mai mergeai la ginecolog pentru că ai trecut uh -huh. printr-o situație oribilă, după uh -huh. părerea mea, în care o asistentă medicală s-a purtat atât de urât cu tine că nu mai vrei să mai mergi la ginecolog și poate uite, așa ai trecut și pe lângă o diagnosticare poate mai rapidă a acestui cancer. Nu, eu sigur am dobândit o fobie de care mi-este rușine, dar uh, am simțit că trebuie exprimată pentru că știu sigur că nu sunt singura româncă în situația asta. Dar femeia asta, de, cum, e, cum e posibil dar să poate că... cineva în halul ăsta dar... cu tine? Sunt absolut convinsă că treaba asta se întâmplă. Și cum de tu, care, ești, multe, atât de, multe care ești atât de sindicalistă, cum bine ai zis, cum de ai tăcut atunci și mm. nu ai spus ceva? Pur și simplu ai amuțit în, în fața Eu acestei reacții, nu? Sunt absolut convinsă că uneori îmi sunt blocate reflexele ca să nu mai reacționez disproporționat. Bun, și ai aflat despre acest cancer, era într-o fază mm. incipientă, nu? Da, Totuși, mă rog. Și te-ai operat? Da, m am operat. ai fost operată. Am fost operată uh, la Haga. Uh -huh. uh, după ce aici s-a pus s-a avansat mai degrabă soluția unei histerectomii totale, ceea ce ar fi însemnat să scoatem tot și să nu mai ținem copii. Înceată copii. Uh, și după ce te-ai operat. sora mea am discutat foarte mult despre asta și amândouă aveam același instinct că nu poate fi atât de grav. Că nu poate fi atât de. Dar ai făcut și chimioterapie sau ceva, nu. după aia nu. Deci doar nu, au practică a, da, a fost partea carcinom de... in situ și atunci... Uh -huh. A fost o autorizație, s-a respect... scos partea respectivă. Și ți-au spus de acolo că vei mai putea avea copii sau... Da, nu, nu s-a pus problema. -am mai... uh -huh. A fost destul de complicat în anul următor cumva vindecarea plăgilor. Sistemul imunitar era foarte, foarte slăbit scăzut și... A fost destul de complicat. Adică, vindecarea plăgilor a fost o operațiune de lungă durată. Pentru mine a fost o, mi o minune, știi, o mirare în momentul în care am auzit că ești însărcinată, tocmai pentru că știam că trecusei prin așa ceva. Și am zis, uite uite că există posibilitatea să depisteze o boală din timp, să poți să o tratezi cum trebuie și să trăiești o viață uh -huh. absolut normală după aceea. Da, de asta vorbesc cu fiecare plăgă despre cancerul de coluterin și multe ne mai plictisește mult asta cu organele ei genitale. Da, o să vă mai plictisesc, da, chiar o să vă mai plictisesc că știu ce dar uite, mai bine îi plictisești să duc și ei și să caute, E un subiect pe care sunt mai documentată decât mi-aș fi dorit. Exact. Și zi mai departe, deci ai trecut de această perioadă, între timp v-ați și îndrăgostit tu și soțul tău și, nu? S-a transformat într-o prietenie, s-a transformat într-o... Cum spuneam, uh -huh. măcnea, înăbușam, mi se părea că în niciun caz nu-i momentul pentru mine și în niciun caz nu-l vedeam pe el. Dar de ce? Pentru că Erați prea prieten sau de ce? Nu. Nu, da? simțeam nu vrei că, tu să ai pe nimeni, sau? că un bagaj sau? mult prea încăcat, Pe care el nu-l merită să-l poarte pe care sau merită, ce? nu merită, da. Adică că... ți pare că e un băiat prea bun ca da, să îl încarci da, cu ale tale. Da, 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 da. Și prea bun, și tânăr, și, și ce să... -ți... Nu, simțeam că sunt, cum zic mai, americanii, emotional wreck, da. adică nu, nu, nu pot să fiu o veste bună pentru el. Nu, cu siguranță o să-i încurc viața și în, în, în tot haosul din mintea mea, în indeciziile mele și nu aș vrea să-i fac treaba asta. Dar până la urmă te-a convins uh -huh. și ați făcut și un copil frumos. Uh -huh. Și, 10 și ani mai târziu, sunt adică. Și sunteți și fericiți. Te trebuie să mai ascult, și ce Băi, da, a, fost, ăștia. A, 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 fost de muncă, știi? Adică nimic nu, nu a venit de -a gata. Tot a fost în creștere, știi? că adică e, e fascinant. Cum azi eu chiar sunt convins că îl iubesc mai mult decât acum un an, mult mai mult decât acum trei ani. Și eu sper că suntem în creștere în continuare. Adică... Citeam și, o să citească, sper și ascultătorii noștri, și despre toate atacurile de panică pe care le-ai avut multă vreme, inclusiv la mm -hmm. televizor, nu? Mm -hmm. Și mă gândesc că te-a ajutat, că era îl aveai cumva alături da. și te nu? te susținea și îți spunea. A să... fost enorm. Nu știu dacă nu aș putea putut să, să duc la cap treaba asta. Pentru că încercam să fac terapia și să țin lucrurile sub control fără pastile. Mm -hmm. um, și uite, asta e o, o parte iarăși bună în tot ce mi s-a întâmplat. M-am simțit întotdeauna atât de vulnerabilă emoțional încât m-am ferit de lucrurile care puteau să genereze adicții. Mm -hmm. Nu am băut. După 30 de ani am început și să bea cu un pahar de vin. Da, ai fumat. Nu, am, am fumat, da, dar. Dar te-ai lăsat? M-am lăsat. Nu m-a interesat niciodată droguri, băuturi, mm -hmm. pentru că simțeam că sunt atât de vulnerabilă încât s-ar putea să alunec într-o. Și de încercat încercat să scap și de tot ce însemna în atac de panică și depresie da, fără, fără pastile. Fără pastile, fără pastile. Și, Dar erau zile în care eram atât de prăbușită și atât de consumată, pentru că fiecare atac de panică cu atât mai mult în timpul emisiei mă consuma atât de mult, încât a doua zi eram terminată, Depuizată. nu aveam energie să fac dar nimic. Dar totuși aveai și curaj să te mai duci odată. Da, dar dacă nu. Liviu nu m-ar fi dus la serviciu, probabil că nu m-aș mai fi dus la serviciu. Și au fost, ce să zic, nu știu, luni de zile, poate un an în care, cred că în fiecare zi, Liviu m-a dus la serviciu. Și la transmisiile în direct aveai tot emoțiile astea și tot așa atacurile astea sau numai când erai în platou? Uh, cu precădere în platou, uh, observasem că în momentul în care uh, aveam un interviu și uh -huh. eram, mă, mă mai sprijinam pe privirea cuiva, eram mai bine. Uh -huh. Situațiile erau destul de, de diferite. Nu se întâmpla de fiecare dată și cu aceeași intensitate. Și până la urmă ți-au trecut de tot sau ți s-a întâmplat din ce în ce mai rar? Din ce în ce mai rar, eu stăpâneam din ce în ce mai bine și la un moment dat devine chiar un challenge. <laughs> da. Asta să văd cât, cât de frică o să-mi fie astăzi. Nu, deci, <laughs> e, știi, intri pe platou și începem. Începe. Eh, ați venit și voi. E cum să nu veniți, adică am o treabă, dar bine, hai. Când ai aflat că ești hai însărcinată vrem. cu fica oh, ta? Oh, a fost... Am fost panică-panică, da. <laughs> nu, nu panică, dar am fost foarte prudentă, A fost foarte prudentă pentru că nu-mi nu doream să mă alimentez. Erau deja suficient de multe pierderi la activ, pentru că nu se mai fixa nicio sarcină după enorm de multe încercări și nu vroiam să mă ia valul, să mă aflam, să mă entuziasmez și în câteva săptămâni să se termine din nou uh -huh. prost. Și știu că am făcut testul în pauza meciului Portugalia-Țara Galilor. Am râs și am zis, dacă e băiat, suntem obligați la Cristian. Că dar era vedetele Cristiano Ronaldo și Christian Bale. N-aveam ce șansă, deci, n -ave n șase, deci no, trebuia no. să fie Cristian. Da, da. Și l-am rugat să se uite el pe, pe testul de sarcină, pentru că în, întotdeauna am fost convinsă că dintre noi doi el este cel norocos. Și probabil că încă aveam în cap că el... Dacă nu e o Doamne, Doamne, dar bărbatul, sigur, merită un copil. Uh -huh, uh -huh. Știi? Și ai și bine. Da. Nu e Cristina, da? Nu, e Agnes. Poate era vreo Agnes. <laughs> Cât are Agnes acum, deci? Un an și două luni. Mm. Super. De când ai, nu știu, de când ai copil, s-a mai îmbunătățit și relația cu mama ta? Uh, ea era deja așezată într-un uh -huh. într cadru, cum se spun. Adică mă gândesc, nu știu, te duci cu cea mică la ea, vă vedeți, uh. simți că ai uh, să o lași cu ea, a botez, nu știu, zic și eu. A fost botez, a fost uh -huh. familia, familia, da. a fost și tata. Uh -huh. um, a fost și tata T Tata Tata care nu e tata, dar așa, rămâne tata. Așa, da? <laughs> cu celelalți <laughs> legătură? Nu. A, nu. Deci până la urmă doar ai descoperit și aia a fost. Nu s-a continuat în relație. Am avut câteva, -a co am avut câteva vorbiri telefonice care nu, chiar nu făceau bine. Mhm. Mm am înțeles. Nu, nu, cel puțin până acum nu am considerat necesar să investesc în această relație. Dar acum ai frici pentru cea mică? Că mă gândesc că acum mă intervin, nu știu, fricile unei mm -hmm. mame. Știi? Știi care a fost cred cel mai fericit moment din viața mea de până acum? A fost când... Uh, am plecat la începutul februarie, înainte de aniversarea mea de 40 de ani, am plecat la Florența și uh -huh. eram în avion uh -huh. și nu aveam atac de panică și eram și cu copilul în brațe. Ura! Ceva Ai... ce nu mai credeam și nu mai credeam că eu o să zbor fără să-mi fie frică și nu mai credeam că o să am copil, știi? Și zic, wow! <laughs> deci mi s-a părut că Dumnezeu mi-a făcut ochiul, știi? Da, acum e, timp, acum e timpul tău. <laughs> te gândești să mai faci un copil? Mi-aș dori. te dori? Foarte mult mi-aș dori, da? Dar să te întorci să la TV, Te mai gândești? Mă gândesc, dar. Nu n -n, n -n, n -n, n -n poți să zici acum că bați din n -n picior, n -n adică. Bun, nu. Abia aștept anu, anul, sau... anul ăsta nu. Anul ăsta nu. Uh, cinci luni am lucrat la carte. Uh -huh. Am așa, în capul meu lucrez în date Cinci luni am lucrat la carte, acum lucrez pentru carte, să o promovez și la un moment dat. Nu Când trebuie Când o să se termine acestea, o să Va lucra și cartea pentru mine. Nu știu, nu știu când o să mă întorc și la ce o să mă întorc. Mie mi-e limpede că trebuie să mă reinventez, nu voi mai putea face ceea ce am făcut, nu voi mai pleca pe coclauri la patentate, nu o să mai cobor prin canale, nu o să mai fac lucrurile pe care le-am făcut. Deci îți plăcea foarte mult să faci asta, asta. Da, adică asta da. era viața ta. Da, Dar nu pot să-mi imaginez că aș lipsi de acasă atât timp sau că mă duc cu bună știință în locuri în care ar putea să mi se întâmple ceva. Acum așa văd lucrurile. Când ai hotărât să scrii această carte, se numește carte de identitate uh -huh. pentru cei care merg în librării să o caute, care ai vrut să fie mesajul ei? Deci la, de la ce am pornit și la ce am ajuns este o cale atât de lungă. Mm. Am avut o discuție prin toamnă cu Adriana Muraru, care este fondatoarea Storia Books. Da, Adriana o dezertoare din televiziune. Da, este, pe, nu poți să știi dacă nu o să dezertești și tu, deci nu te, nu te agăța de ea încă. Adriana Muraru este, este, colega noastră da, și ea este și ea are editura Storia Books, acolo unde a apărut cartea Sunday. Așa, deci vorbeai și, cu Adriana? Da, cu ea și cu soțul meu și discutam despre scrie o carte și a tipărit la ea. Ea până, până la mine a, a, a spus doar autor străin. Autor uh -huh. Eram primul autor român. ok. Despre ce să fie cartea? Um, eu mi-am dorit să vorbesc despre experiențele prin care am trecut, dar nu eram foarte hotărâtă dacă o să mi le asum ca fiind experiențele mele sau o să le voi pune un personaj în căr ca unor uh -huh. personaje fictive care fac tot felul de trezi noi. Uh, finalmente, soțul meu a fost cel care a zis dar tu chiar ai vrea să ai impact sau... Mm -hmm. Scrii ca să ce? Ca să treci la CV? Că ești autoare? Sau chiar vrei să. Ai și ceea alt, ce ceea ce din Bii, Atunci, mm -hmm. cu nume și prenume, îți asumi ce pui acolo. Ok. Uh, credeam că voi vorbi despre complex într-o cheie simpatică. Credeam că voi vorbi despre atacuri de panică la modul ăsta, cum să zic, aproape științific că mă voi autoironiza foarte mult și ce carte simpatică și ce o să râdă când ai început să, când să scrii, scrii te-a apucat un atac de panică. -a, și când am început <laughs> să scriu, dar știi că n-am început cu un prolog, cu asta mm -hmm. s-au în. eu am scris mai întâi capitolul despre credință mm -hmm. cu ăla am început, cu mm -hmm. Beirut și Vatican, mm -hmm. după care am scris despre uh, lungul drum spre studiile superioare, în sfârșit definitivate da. și după care m-am blocat. M-am blocat și au început să vină peste mine tot felul de lucruri, care nu înțeleg din ce motiv se cereau scrise. Am avut vreo 3 zile și 3 nopți în care am agonizat și m-am certat cu ei și am spus că abandonez. Dar cu investisem destul de mult timp și efort în treaba asta și părea chiar că s-ar duce o undeva. carte bună, adică cum chiar te prești? Și ne-am certat și ținta că Liviu mi-a zis să. Uh, iar îl faci din toată treaba asta o chestiune de totul sau nimic. În viață nu e așa, mai există atât de multe alte variante. Nu trebuie să livrezi chiar totul. Păi atunci că nu pot altfel. Tu nu înțelegi că aș fi o impostoare dacă n-aș spune lucrurile alea? Um, și lui îi era teamă că vom tulbura pe -le în familie și nu mai are niciun sens acum. Și, să răscolești. Și de Și trecută. aici a fost... Uh -huh. Auzat de complicat pentru că. Ai vrut să le spui, dar și să le... Exact. Nu, nu le spui pe toate, și dar cumva să se înțeleagă de deci, ce s-a întâmplat. Am vrut foarte mult uh -huh. să spun povestea, în același timp, fără să afectez. Să-i protejezi pe, pe cei implicați, normal. Și fost foarte complicat. Lasă să știi că ai reușit. Nu vreau să-ți vorbim mai mult despre carte, pentru că vreau să o citească. Um, am, să o pun, însă am să te pun să o pe Adriana Moraru, pentru că am vorbit și cu ea, să o întreb ce a fost în capul ei de ți-a editat cartea. <laughs> Numele Sanda a fost primul care mi-a venit în minte, în momentul în care am început să mă gândesc tot mai serios să public un autor român. Știam că scrie foarte bine, și uh, Sanda mi-a spus că vrea de mult să scrie ceva și că crede că acum are starea necesară pentru asta. Ce-ți place cel mai mult din carte? Care crezi că e mesajul cărții? Îmi plac multe lucruri din carte. Îmi place faptul că a avut curajul să vorbească deschis despre lucruri pe care suntem învățați de mici că trebuie să le ascundem, pentru că ni se spune de mici că ceea ce contează este ce crede lumea despre noi și atunci nu ne expunem problemele și vulnerabilitățile de teamă că vom fi judecați. Unul mm dintre -hmm. primele lucruri pe care le-am spus după ce a citit-o, pe lângă faptul că mi-a plăcut foarte mult, a fost acela că a fost ca și când aș fi citit o carte despre mine că am bifat aproape toate complexele, toate nesiguranțele și că am trăit toate anxietățile despre care vorbește în această carte. Dar dincolo de faptul că ne putem regăsi mulți dintre noi în Complexele și traumele despre care vorbește Sanda, mi se pare important faptul că ea arată în carte că poți atinge un echilibru în viață doar dacă încetezi să te victimizezi, doar dacă încetezi să mai dai vina pe ceilalți. Uh -huh. Și, bun, e foarte adevărat că nu e un drum ușor. Tu crezi că ai învățat ceva de la ea? Oh, da, asta. Nu știu dacă am asimilat încă tot ce ar fi de învățat. Dar uh, mi-ar plăcea să am uh, curajul Sandei și sinceritatea ei. Uh, vrei să-i transmiți uh. un mesaj pentru că o să te asculte la radio. Mulțumesc, Sanda, pentru că ai avut încredere să publici uh, prima ta carte la editura mea. O editură aflată la început de drum. Uh, nu știu ce am făcut ca să merit această încredere. Oricum, mulțumesc. <laughs> Adriana și modestia ei. Bine cunoscută. Cine a găsit... Uite, Adriana, ai făcut-o să plângă pe, pe Sanda și acum la sfârșit așa. Cine a găsit numele cărții? Liviu Iolu, bineînțeles. Soțul meu, mult mai deștept și mai S cult în cap. <gără> Să-mi lași numărul lui de telefon, când da. mai am nevoie de niște că el am făcut bune. o școală pentru asta. Păi da. Na, el a fost, uh, el e un francofil care a fost Erasmus la Bruxelles, care a fost la școala de jurnalist de la Lille. adică nu e un băiat care. Mă gândeam eu că nu ți-ar fi plăcut ție chiar un <gără> băiat oarecare, să știi. Unde putem să găsim cartea? În orice ah, librărie? Nu. Am avut surpriza neplăcută să aflu că nu. De exemplu, în acest moment nu se găsește la Deva. Da, na, A, na, 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 Păi da, cum așa? Nu știu cum vom remedia acest neajuns? Păi te rog să remediezi repede um, această problemă. Și Radu Paraschivescu, povestarea la lansare, cum a intrat să cumpere cartea și s-a spus că s-a epuizat. Iar azi dimineața am primit reclamații și de undeva din zona tineretului Piața Norilor, că nici la libreria de acolo nu se mai găsește și s-a spus cumpărătorului să se întoarcă săptămâna viitoare. Oh, uh, da. Dar în mod sigur poate fi luată uh -huh. de pe elefant.ro, Libris, Cărturești, de pe site editurii, storiabooks.ro, de pe mag, uh -huh. deci online sigur se găsește și cred totuși că în toate librăriile mari ar trebui la noutăți trebuie să căutați în raft, nu e musai să fie expusă chiar așa, adică și oricum plecați adresați și vă librarul. Da, nu. și oricum plecați și prin țară să o promovați. Da, da? înțeles că mergeți la mâine, Iași, Mâine, nu, mergeți la, la da, săptămâna viitoare, Mergeți la, la, pecăm la Iași, mergeți la, la, la Timișoara, da. Și în toată Iași, Brașov, așa vine. Cluj, la țara. Brașov Timișoara, toată țara. Și la Deva. Vei să nu cumva să te duci la Deva? i am spus Adrianei. Păi cum să te duci la Deva? Eu o să mergem la rubrica Back to Back. Ne întoarcem așa spate așa? în spate. Stai, un fel de spate în spate, stai, să mă întorc și eu. Așa, ia Asta? și tu. Ia-l dar întoarce-te cu spatele la mine să nu vezi aici ce te întreb. Mm. Și eu o să încep o propoziție și tu o să o termin. Back to Back. Numele meu ar putea fi Alexandra Sunt Cool Arăt ca Mama Miros ca Era să zic un brand și Miros ca O seară de toamnă Mă simt ca Ca și când Am scăpat Fac un zgomot de... <laughs> Vor mașină uneori. Am un gust de... Mm, budincă, spanac. Cea mai recentă realizare a mea a fost... Carte de identitate. Aș fi perfectă dacă... Dacă nu mi-aș mai dori să fiu perfectă. Mi-e rușine de... Mm, nu mai mi rușine de nimic. Aș mânca oricând, iaurt, pentru bani aș face. Aș scrie, aș vorbi, aș cânta. Nu iubesc deloc. Oamenii ăștia foarte, foarte închipuiți. Viața este o aventură. Gata, hai să ne întoarcem. Pentru că vorbim despre viață și zici că o aventură, care crezi tu că e cea mai importantă lecție pe care ți-a dat-o viața? Pe exact asta, căutarea identității. Uh -huh. Cu determinarea cât de mult contează ADN-ul, cât de mult contează educația, cât de mult contează mediul în care ai crescut. Dar jurnalismul, care, care e cea mai importantă lecție pe care ți-l-a dat? Că în meseria asta, dacă o faci cu drag și cu interes, ești, ești într-o permanentă evoluție. N-ai cum mâine să fii la fel ca și astăzi. Și fiecare dimineață, asta mi-a plăcut tot timpul, ca reporter, că habar nu aveam ce subiect să-mi aducă ziua aia. Și de fiecare dată, când poate poate uneori chiar nu eram în stare să mă adun și să plec la treabă și mi se părea, nu aveam, păi, da, știi? eu mă simt foarte nasol azi și sunt cu un nivel de energie foarte scăzut și nu mi-e bine, dar știi că s-ar putea pe la orele prânzului să se întâmple ceva și ceva ăla să schimbe foarte mult în viața mea și în parcursul meu. Adică întotdeauna am, am plecat dimineața la serviciu cu această miză. Că azi în așteptarea adrenalinei. ar putea întâmpla ceva care o să-mi schimbe viața într-un mare fel sau o să am parte de o întâlnire care o să mă îmbogățească sau o să cunosc pe cineva care o să-mi spune ceva și ceva ăla să fie aha. O să însemne ceva pentru tine. Așa a fost de multe ori. Cât de activă ești pe rețelele de socializare? Am fost și mai activă, dar sunt destul de activă. Da, am un cont de Facebook, de Instagram, Twitter. Pe Twitter nu nu prea sunt activă și nu știu de ce nu m-am prietenit deloc cu twitter Nu am prins foarte tare twitter în România, să știi. Așa, din cum să zic, din vacanța ta de maternitate, cum se vede România la televizor? E... Un moment clar de derută și un clivaj între, între generații, și starea asta de neîncredere care se manifestă absolut pe toate palierele societății noastre nu poate să aducă nimic bun. Mă sperie într-o faptul că nimeni nu mai are încredere în nimic. Și în nimeni? Exact. Și că starea asta de normalitate pe care au indus-o unii în ceea ce privește infracțiunea, mi se pare cumplit. Mi se pare cumplit că în atât de multe case din România este ok să minți, este ok să furi, este de dorit să fii șmecher. Mă înspăimântă lucrurile astea. Nu știu ce educație aș putea da copilului meu ca să facă față în acest tip de societate. Și atunci nu-mi doresc decât sfârșitul acestui model de societate. Cât mai curând. Hai să mergem la următoarea rubrică: 10 întrebări esențiale. 10 întrebări esențiale ce ai face dacă ai câștiga un milion de euro? Oare să vină ziua în care nu o să am datorii? <gântu -i> păi uite, dacă ai câștiga un milion, mi poate că le-ai... Le-ai datoriile, asta sigur, sigur, dar nu un milion de euro, păi, adică nu eu aveam cum, adică, adică, adică probabil am în Costa Rica dacă aveam datorii de un milion de euro, nu. Aș stinge datoriile, aș încerca să-mi fac un rost, un rost al meu, ceva. Ce înseamnă asta un rost al tău? Ceva care să funcționeze, nu știu, să nu mai depinde statutul de angajat al cuiva, să poți să fac lucrurile din, din pasiune și. Dar să-ți din... și placă, da, adică e, asta e. Exact, este un, un rost al meu. Uhum. Când te uiți în oglindă, ce-ți spui? Um, că sunt mult, mult mai, știu, la 40 de ani decât la 20. <gânt> te ai reținut vreodată poliția? În sensul de a mă reține la secție? Da. Da? da? În Franța. Aulă, ce da. făcuser? Am fost la locul potrivit din punctul de vedere al jurnalistului, nepotrivit din punctul de vedere al polițistului francez. Era în toamna lui 2005, când în suburbiile Parisului erau niște violențe și incendiau mașini. Uhum. Uhum. Și te-au luat și pe tine la secție să spui de și ce? M-am nimerit într-un loc în care niște băieți foarte veseli preparau cocktailurile molotov cu care urmau să atace următorul obiectiv. Uh, iar polițiștii au crezut că aveam informații despre uh -huh. Și a fost, foarte simpatic, a fost foarte simpatic momentul am, am scăpat până la urmă Până la urmă chiar echipa, echipajul de poliție ne-a dus La unde filmare a, Da, exact, la filmare <laughs> Și după care ne-au dus direct la hotel și ne-au închis acolo și au zis gata. Atat? Povestește, Sanda povestește și alte asemenea întâmplări în cartea ei. Apropo de, de profesie, și sunt sigură că o să vă facă plăcere să le citiți. Um, care este cea mai cunoscută persoană din agenda ta de telefon? Tu, acum. <laughs> Sex dimineața sau seara? Acum nu sunt așa mofturoasă. <laughs> care este defectul de care ți-ar plăcea să scapi? Oh, și că încă e o listă destul de lungă. Hai, alege unul. Mai cred că aș, aș vrea din tot sufletul să nu mai împes atât de mult dacă dau bine sau nu și să mă exprim pe mine din ce în ce mai ferm. Ce nu -ți lipsește niciodată din geantă? Mm, pixuri. Ce-ai face dacă ai fi bărbat? Mm, nu mi-ar plăcea să fiu bărbat. Nu, nu mi-ar plăcea să fiu bărbat, dar probabil aș fi un sportiv, un atlet, nu știu, un notător. dar ar plăcea să faci sport. Da. Uh -huh. da. Care este cea mai nebunească cumpărătură pe care ai făcut-o? Probabil pantofi, probabil ceva cizme, probabil ceva chestii mult prea scumpe și care, până la urmă, nu știu. Pentru care să le da. <laughs> Cu cine-ți ar plăcea să te blochezi în lift? Mm -hmm. Mm -hmm eu aș vrea să mă mai întâlnesc o dată Nu neapărat în lift, dar aș vrea să mă mai întâlnesc o dată Cu domnul Ion Caramitru Bine Serios, pentru că am făcut un interviu Și în care, exact din seria Momentelor pe care Pentru care m-am trezit în fiecare dimineață știi? Și mi-a spus niște lucruri omul ăla Care mi-a ridicat-o, perdea de pe Și aș vrea să mă întâlnesc să zic Mulțumesc am rezolvat-o problemă. Sanda, eu îți mulțumesc foarte mult pentru că ai venit la emisiune. Îți doresc succes în continuare și multă fericire. Vă mulțumesc și dumneavoastră ascultătorilor Europa FM și vă invit să-i citiți Cartea Sandei Nicola, Carte de Identitate, apărută la editura Storia Books pentru că nu o să vă pară rău. Noi ne reauzim sâmbăta viitoare la prânz cu noi povești pentru oameni mari. Ne despărțim pe ultima alegere muzicală a Sandei. Ia să vedem The Mono Drumul. La radio con Andrea Esca, la Europa FM.